Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm că și în seara aceasta suntem în casa Domnului și suntem împreună în părtășie, împărtășie cu Dumnezeul nostru, cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Sfânt și împărtășie unii cu alții. Și despre părtășia noastră scria psalmistul în psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și asemăna părtășia aceasta cu un delemnul de preț, care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Și mai apoi asemăna părtășia noastră cu roa, și spune, este ca roa Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântare și viață pentru veșnicie. Despre un delemnul acesta de preț, despre un delemnul ungerii. În primul rând, undelemnul ăsta era un undelemn unic. Nimeni n-avea voie să-l reproducă. Era folosit doar pentru ungerea preoților. Și părtășia noastră este unică. Nu putem asemăna cu nimic altceva. Nu contează cu cine ne întâlnim, chiar dacă ne-am întâlnit cu frații în altă parte. Părtășia asta din casa lui Dumnezeu este ceva unic. Să prețuim lucrul acesta. Este de mare preț. Este de mare preț, spune aici Scriptura, este ca un delemnul de preț. Este valoroasă părtășia noastră. Este prețioasă părtășia noastră. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a fi împreună. Și El, bineînțeles, este prezent în mijlocul nostru. Și mai apoi, un delemnul acesta era plăcut mirositor. Se spune că preotul care era uns cu un delemnul acesta, în jurul lui 2 maile, se simțea mirosul acesta plăcut de undelemn. Suntem aici în casa lui Dumnezeu și fie ca în urma acestei părtășii, plecând mai apoi în casele noastre, în lumea aceasta, la locurile noastre de muncă, să ducem mireasma cunoștinței lui Dumnezeu în mijlocul lumii. Să mergem din locul acesta împrospătați, să mergem din locul acesta plin de puterea Duhului Sfânt, să mergem din locul acesta reprezentându-L pe Domnul Iisus Hristos cu cinste, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. De aceea, haideți în seara aceasta să prețuim faptul că suntem împreună. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț. O părtășie unică. O părtășie valoroasă, prețioasă și o părtășie în urma căruia vom putea să ducem mireasma cunoștinței lui Dumnezeu în jurul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne dea o astfel de părtășie în seara aceasta. Haideți să ne unim împreună, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că spunea aici cuvântul, acolo, în mijlocul acestei părtășii, dă Domnul binecuvântare. Și noi suntem aceia care dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și mai mult decât atât, viață pentru veșnicie, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Ne unim împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem în casa Lui, în părtășie și îi mulțumim că El va binecuvânta seara aceasta, să-L chemăm dar în mijlocul nostru și să-L rugăm să lucreze cu putere. Ne rugăm împreună, amin.
și strada, din bunătate ta, este viața mea. Aștept pe ce răspunsul tău, Doamne, vino din târzia. Te voi binecuvânta în toată viața mea și binecuvântat să fie Domnul! Haideți acum, înainte să ne reașezăm, să ne întoarcem spre cei din jurul nostru, în special dacă sunt persoane pe care încă nu le-am salutat, să ne binecuvântăm unii pe alții, după care vom reocupa locurile și serviciul divin va continua.
veșnicia învierii un cer necomun. Norii negri aiuri tu i-ai alungat cu balsamul în furtună e pace, Iisus, harul tău. Mi-ai adus dimineața cu un zâmbet divin, mi-ai schimbat, Doamne, viața din plâns în senin. Curcubeu peste ape, Iisus, harul tău. Harul tău este raza ce God. Amen. Amen. If you have your Bibles, please turn with me to the book of Isaiah. We'll be reading from chapter 2. I'll give you all a couple minutes to turn your Bibles there if you have your Bible. We're going to be reading from Isaiah chapter 2, verse 2. And it shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains, and it should be lifted up above the hills, and all the nations shall flow to it, and many people shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and we may walk in his paths. For out of Zion shall go the law, and the word of the Lord from Jerusalem. Amen. I'm sure we're all familiar with hearing mountain as an analogy and as used in Scripture as moving the mountain.
But there's another reference that the Bible makes, the mountain of God, where everyone's coming up to meet the Lord, where the people are coming to meet up the Lord, with the Lord, the highest of mountains. With the Lord's help tonight, I want to talk about reaching the Lord on that high mountain and use rock climbing or climbing a mountain as an example, as an analogy for us youth, so we can understand what our Christian walk is like. I'm sure some of us had to do some sort of rock climbing at school, at gym. I know I had to, but it was the kind of the little clip-on things that you're trying to climb. Not exactly rock climbing, but we'll have some experience with it. We know there's certain gear that goes with it, certain things you have to do. So with God's help, let's jump into the word of the Lord and see what the Lord has for us tonight. I just want to start off by saying the only reason we can even climb is because of the Lord. What do I mean by that? If there was no rock to climb, we wouldn't have access to the heights. So I just want to start off by saying a big thank you to the Lord Jesus Christ for giving us access to the Father, because without him, we wouldn't have access to those heights. So what can we learn from rock climbing that applies to our spiritual walk? First one I think is a little obvious, training spiritual disciplines. We need to train and to be disciplined to know what to do in each situation and on how to act and how to respond. Obviously, you're not going to be someone who has no idea about anything about rock climbing and go climb Mount Everest. I don't think anyone wants to do that. And we read in the passage, it's the highest of mountains. This isn't an easy task. You're not going to just go tackle Mount Everest your first thing. There's some training involved. 1 Timothy 4:7-8 says, have nothing to do with irrelevant, silly myths. Rather, train yourself for godliness. For while body training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and for the life to come. We need to train ourselves in godliness. What does that mean? Pray, read, fast, attending church, giving, practicing the spiritual disciplines, and growing in Christ. We need to be disciplined and we need to train ourselves as Christians. If we want to climb that mountain, we can't just go and tackle it. There's certain things we need to do. Obviously, like I mentioned, going to church, you need to go and ask someone who's climbed the mountain before, someone who has experience, and that's why we come to church. Those who were before us are teaching us the Word of God, having experienced a lifetime walking in the faith. They spend more time reading the Word than we did because we're younger. Naturally speaking, we're younger, so we haven't had as much time in the Word as they had. They have more experiences with the Lord, and they can impart on us and teach us how we need to live, what we need to do in order to climb the mountain and reach the Lord. 1 Corinthians 9:24-27. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others I myself be disqualified. Again, we're talking about training and spiritual disciplines. You have to put off your laziness and train. You have to put off your laziness, youth, and read the Word of God. I know sometimes it's hard. You have a long day at school or at work, and you come home and your friends are wanting to hang out, but you didn't read the Word of God today. It's easy just to leave it there and go hang out. And you come back home and you're tired and you go to sleep. We have to be disciplined. If you want to reach the heights, you have to be disciplined. You have to read the Word of God and make time for it. We can't be lazy. You have to have a strict diet. If you look at anyone who's trying to climb Mount Everest, they're on a strict diet and regimen so that they can be the healthiest they can be to climb. Well, what do we need in our diet? The Word of the Lord. And like I mentioned earlier, you need guidance from others. That's why we come to church. That's why we have our parents. That's why we have elders in the church that can teach us and show us the way. So let us train and prepare ourselves. If we want to reach the heights, if we want to meet the Lord, if we want to obtain that salvation that we're all looking to get from him, let's train. Another item I want to talk about, protective gear. This one I won't spend too much time on. I know youth, we talked about it not too long ago on a Friday. The armor of God, Ephesians 6:10. We have the belt of truth, breastplate of righteousness, shoes, which is the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the spirit. Are we geared up for our ascent, our journey? If you look at anyone trying to climb a mountain, they have gear, they have harnesses, they have helmets, they have things that they need in order not to get hurt and to protect themselves. Just like we have the armor of God to protect us,
and to fight off things, attacks of the enemy. We need our protective gear. And again, I don't want to spend too much time here because we all know the passage in Ephesians about the armor of God and what we need to do with the armor of God. But if we want to climb that mountain, if we want to reach the Lord, we need to be geared up and ready to meet with him and to fight off any attack and to protect ourselves. Another thing we can learn from trying to climb a mountain is the closer you get to the top, the more the elements are against you. What do I mean by that? When you're at the base of the mountain, it could be a 50 degrees, 60 degrees. At the top of the mountain, you're looking at freezing temperatures. You're looking at high winds. You're looking at temperatures changing like that. We have an enemy that's looking to attack us to make us fall. The closer we get to the Lord, the higher we get on our journey, the more the enemy is going to attack us. For those of us who came and prayed for the Holy Spirit, and those of us who were baptized previously, isn't it true that after you were baptized in the Holy Spirit, the devil comes and attacks you with thoughts of doubt? It seems like the closer we get to the Lord, the more he attacks us. And it's just common sense. If someone was weaker in the faith, you're not going to attack them with the same thing as you attack someone who's been in the faith for years. So the closer we get, the more the enemy is going to attack us. 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. If we look back at the passage in Ephesians, where it talks about the armor of God, it also mentions, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. See, the devil is making schemes, and there's other translation that says wiles, which implies like a smart, crafty attack against us. We have to be careful. The closer we get to the Lord, the more we're going to be attacked. And it's going to happen at school. People are going to be questioning your faith and asking you to deny Jesus Christ or trying to twist the gospel a little bit the closer you get to him and slightly twist it just to derail you from true salvation. We have to be very, very careful because the closer we get, the more the elements are against you, the more the wind's going to beat against you, the colder it's going to get. Remember that. We know the passage in Matthew 7 where Jesus says that if a house is built on a sure foundation, it's not going to fall. He gave us the parable with the house that was built on the rock and the house that was built on the sand. If we're built on the rock, then we're not going to fall. If the attacks come, if we're secured, when you're rock climbing, you want to make sure you're secured. If we're secured in the rock, and again, if we look in Psalm, there is Psalms 71 with 3, Psalms 18, 31, Psalms 61, 2, where it talks about the Lord is our rock, our refuge. If we cling to the rock, if we hold on to the rock, then when the winds come, when the rain comes, wherever it may be, any attacks, we'll be able to stand firm. It leads me into my next point. So if we want to have a sure footing, we need to cling for life. We need to cling to God for life. When you're climbing a mountain, last thing you want to do is let go. I think that's pretty obvious. No one wants to let go when you're climbing a mountain because we all know what's going to happen. We see passages in Deuteronomy 10:20. You shall fear the Lord your God. You shall serve him and hold fast to him. And by his name you shall swear. We need to hold fast to the Lord. Other translations say cling to the Lord. Joshua 22:5. Only be careful to observe the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord, commanded you, to love your God and to walk in all his ways and keep his commandments and to cling to him and serve him with all your heart and with all your soul. Psalm 63:7-8. For you have been my help. In the shadow of your wings I will sing for joy. My soul clings to you. Your right hand upholds me. There's countless other passages, but these are just three. We need to cling to the Lord. It's our responsibility to cling to him because we can fall. And I don't know if Brother Rawl is here. He mentioned Friday that he was going to talk about once saved, always saved. I don't want to steal any of his thunder, but the Bible teaches us you can fall. First of all, if you can cling to the Lord, it means you can fall away if you let go. If we look in Hebrews 3:12-14, take care, brothers. And again, it says brothers here, referring to Christians, people as part of the body of Christ. Lest there be any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God.
But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if we indeed hold our original confidence firm to the end. It's our responsibility to hold onto Christ. So we can fall. 2 Peter 2:21. For it would have been better for them to never have known the way of righteousness than ever after knowing it to turn back from the holy commandments delivered to them. Again, turning back, falling. And it says here to have known the way of righteousness. It's not talking about the unsaved, it's those who have known the way of righteousness. 1 Timothy 4:1. Now the Spirit expressly says in the latter times, some will depart from the faith. How can you depart from the faith if you have to be in the faith first to depart from the faith? So the passage said they will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teaching of demons. Another passage, Hebrews 6:4 through 6. For it is impossible in the case of those who have been enlightened and have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come and then have fallen away. You see here, they're not clinging to the Lord, they've fallen away. And in case anyone's saying, well, that's not someone who's been saved, let me read that again. Someone who has once been enlightened, have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit and tasted the goodness of the Word of God. Does that sound like someone who's been saved? And then have fallen away to restore them again to repentance, and they are crucifying against once again the Son of God to their own harm and upholding him to contempt. We see here we can't be careless. We need to cling to the Lord. If you're climbing the mountain, if you're trying to reach salvation, you can't let go. You have to hold on to the Lord. We have to be in the faith. We have to follow him, and we have to cling to the Lord with all that we have. And I want to remind us what 1 Corinthians 10:12 says. And again, 1 Corinthians was written to the church in Corinth, which were Christians, which were brothers meeting together. It wasn't written to the world. It was written to the brothers that were gathered there in that church. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. We need to cling to God. We need to cling to God for life. We can fall, and we need to be very careful. Another thing we can learn from rock climbing that applies to our spiritual walk, we face uncertainty. The Bible teaches us we walk by faith. Amen? I've seen a few documentaries on rock climbing, and a lot of these people, when they're climbing, they don't know what it's like to be climbing to the top. Especially the first time you're climbing, you have no idea what you're going to run into, what type of rock it's going to be, if it's going to hold, where it's going to lead you. You kind of have an idea where you're going to go, but you don't know. The Bible tells us we need to walk by faith. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Romans 1:17, For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. You see, when you climb a mountain, like I mentioned, the rock, the mountain, is going to make a path for you. You're not going to force your way where you can't go. When the mountain has an overhang that's turning around like that, there's no way to climb it, you're not going to go that way. You're going to make another route. The Lord is going to lead us and guide us through his Holy Spirit. And we have to be attentive and follow that and not try to force away because it can cause us harm. So when we're trying to get to that height, when we're trying to reach the Lord, we have to walk by faith and trust in the Lord. If you talk to anyone who does any rock climbing, they say they trust their gear and they trust the rock that they're climbing, the mountain. I mean, sometimes they're putting in spikes and holding onto them and they're just hanging from them. It takes some faith to do that. Your life is on the line. You're hanging from one little anchor point. You could fall at any moment. As Christians, we're called to walk by faith and trust in the Lord. And stronger than any hold that a rock is going to have, if we trust in the Lord and if we follow in the Lord, he's going to hold us. But again, we have to cling to him too. Philippians 3:13 to 14. Brothers, I do not consider that I have made it on my own, but one thing I do. Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. We're walking by faith and we're looking forward ahead. Which leads us into the next topic, which is, you talk to anyone that does any rock climbing, they tell you, don't look down. And the Bible teaches us, don't look back. God saved you, God redeemed you, God took you out of
the pit and restored you and gave you life, don't look back at that life. Don't look back at what other people are doing, what your friends are doing, the lives that they're living. If you look back, you can have fear, regrets. You want to go back to where you came from, and you lose focus of what's ahead of you. Philippians 3:13, 14, we just read it. Brothers, do not consider that I've made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straying forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. If we want to answer this upward call of God in Jesus Christ, we have to strain forward, not looking behind. Colossians 3:1 through 2. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on the earth. We have to set our minds on the things above. The same way a rock climber looks up, looks what's ahead. You don't look down. Forget what's down there. Forget the fear that comes with it. Forget regretting, because when you're on going up the mountain, a thought can come back easily into your mind and tell you, you know what, go back down. It's safer down. I don't know if it's worth climbing this mountain. That's when the thoughts are going to come. Not when you're at the base of the mountain, when you start climbing the mountain. So we have to look ahead. But there's only one time that we can look down. And you know when that is? To make sure your foot is on solid ground, on something stable. Proverbs 4:25 through 27. Let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. Again, not looking down, looking ahead. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. And Psalm 42. He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog. He set my feet upon a rock, making my steps secure. We all know the passage of when we enter the house of the Lord, we need to be careful how we step into the house of the Lord. Watch our feet. The only time we're ever looking down, and again, I was doing a little bit of research before this to see what people who actually do rock climbing is. I'm not a rock climbing expert, but they were saying the only time that they do look down is to see where their foot is at. And the same applies to us. We need to look at our feet, where we're putting our feet, to make sure that it's on the rock. Just like in the passage we read before in Matthew, the sure foundation, which is Jesus Christ. We have to make sure we're set on him. So not looking back, not looking down, looking straight ahead to the author and perfecter of our faith, Jesus Christ, and the salvation that we have in him, and only looking at our feet to make sure we're stepping where we need to. And the Bible teaches us in Psalms that his word is a light into our feet. So, reading his word. Another thing we learned, not many people will try to climb a mountain or even make it. I was trying to find some statistics on how many people actually make it up Mount Everest. And it keeps changing, so I'm not going to give you any statistics. Some people said only 60% make it. Some people said only 10% make it. We all know not everyone who climbs a mountain makes it, especially a mountain like Mount Everest. It's an arduous task that you're taking on. Luke 13:22 to 24. He went on his way through towns and villages. This is talking about Jesus Christ. He went on his way through towns and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. And someone said to him, Lord, will those who are saved be few? And he said to them, strive to enter through the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able to. Not everyone climbs the mountain. Not everyone tries. And there's those who fail because they did not cling on to the Lord or they didn't have the right gear, whatever it may be. So we need to remember that. It's only for those who decide for themselves that they want to answer the upward call of Christ, they'll begin the journey. Again, it's not for everyone. We live in a world where a majority of people reject Christ. It's our responsibility, youth. We have to be the ones who answer the call and start the journey. We know it's going to be a tough journey. It's not going to be easy. Jesus Christ himself told us, take heart, for I've overcome the world. You will face tribulations. It's not going to be easy. We're going to face persecution, condemnation. We're going to be rejected. They said if they hated the master, they're going to hate the servants. We're going to be hated at times. The enemy is going to attack us because the enemy doesn't have to attack anyone that's not part of the children of God. They're already going on to destruction. That's why we need to pray for them and ask God to save as many as we can. But why would he attack someone already headed for destruction? He's going to attack us. We're going to face difficulties. It's not going to be easy. But it's a task worth doing.
1 Corinthians 9:25, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Glory to God. Matthew 13:44, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. The same thing applies to, if you talk to some of these rock climbers, they spend thousands and thousands and thousands of dollars for training to get guides to go to Mount Everest. They pay so much money. They train. They sacrifice their lives. They're not allowed to eat what they want. They spend hours and hours of their day training, getting ready. Why? For them, it was worth it to climb on top of that mountain for something perishable, just to get a view and to get that accolade, that fame. I climbed Mount Everest. Youth, is it worth it for us to have that salvation? Are we willing to give up things? Are we willing to train? Are we willing to live a certain lifestyle that the Bible teaches us to be full of the Holy Spirit, to reject things? Is it worth it for us to do all those things to make it to the top? I think it is. How badly do we want to make it to the top? In my closing, I want to ask us, youth and everyone else in church, for most of us, we started this journey and we're going through it. For some of us, maybe we haven't started it yet. We haven't accepted the Lord Jesus Christ. My encouragement to all of you, maybe you're younger here tonight and you're around the age of when you're starting to think for yourself and understand certain things and you can read the Word of God. This journey might not be the easiest, but it's definitely worth it. And I know there's a lot of people here from the older generation that can tell you it is definitely worth it. There is nothing better than knowing Jesus Christ. So I encourage you, take that first step. Train, get ready. Let the Lord lead you. Do all that we need to be, cling to the Lord. Do all that pertains to you that you can acquire the salvation. And then we can reach the top, all of us together. It's my prayer that every single person in this church, we all make it to the top. We all get to that place, and we all glorify the Lord together. May God help us in that and give us the strength through His Holy Spirit. Amen.
și patul am părăsit. Aș dori să fac câteva anunțuri. Așa cum anunțam și dimineața, în weekendul acesta, fratele păstor Cristian Ionescu a călătorit în Detroit împreună cu mai multe familii. A fost acolo o nuntă mare. Kevin Balint din biserica noastră, familia Balint, s-a căsătorit cu Stephanie din Detroit și este fratele Cristi împreună cu alți frați sunt în călătorie. Domnul să-i binecuvinteze, să-i păzească în călătorie, să-i ajute să se întoarcă cu bine acasă. Pentru săptămâna viitoare avem un program puțin mai relaxat. Vom avea activități aici în biserică doar luni, repetiția corului bărbătesc și marți, rugăciune de la ora 7 și repetiția corului de fete de la ora 7, considerând că este săptămâna de Thanksgiving și știm că mulți dintre dumneavoastră veți petrece timp în familie. Așa cum anunțam și dimineață, vă rugăm să nu uitați să mulțumiți Domnului atunci când vă întâlniți cu familie, atunci când stăm la mesele noastre binecuvântate de Domnul, să nu uităm să mulțumim Domnului, să facem acolo rugăciune, joi seara, vineri seara când vă întâlniți și haideți să aducem înaintea Domnului mulțumirile noastre. Duminica trecută a fost o duminică a mulțumirii în care mulți dintre dumneavoastră, cred că toți din biserica aceasta și din alte biserici care au fost prezenți cu noi, au adus un dar financiar de binecuvântare înaintea Domnului, apreciem foarte mult, s-au strâns peste $600,000. Mulțumim Domnului, vă mulțumim tuturora. Am dori, cum spuneam, să nu uităm și în săptămâna aceasta să fim mulțumitori. Încă un lucru, se apropie sărbătorile de iarnă, așa cum facem de obicei în fiecare an, ajutăm familiile în nevoie din biserica noastră. Avem doar câteva săptămâni până la sfârșitul anului, de aceea vă rugăm frumos la ieșire și la intrare, la programele care urmează în următoarele săptămâni, haideți să facem și o lucrare pentru familiile în nevoie din bisericile noastre. Așa cum spuneam, la încheierea și la începutul tuturor serviciilor divine, în cutiile speciale amplasate la ieșire veți putea face lucrul acesta. Vă rugăm să specificați pe cecul dumneavoastră sau dacă puneți cash într-un plic, să specificați pentru familiile care sunt în nevoie, pentru ajutorarea celor în nevoie și știm și credem din toată inima că Domnul vă va binecuvânta și ne va binecuvânta pe toți. Haideți să ne ridicăm acum în picioare, vrem să ne pregătim să lăudăm pe Domnul din toată inima, ne deschidem inimile și cântăm o cântare împreună spre slava Domnului. Spoke your name into the night.
salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Seal the promise, your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Morning, that sealed the promise. Slăviți să fie numele Lui în veci de veci, vă rugăm să reocupați locurile. Aș dori să anunț și musafirii noștri în această seară. Am văzut la balcon pe fratele Denis Stoia împreună cu doi dintre copilașii lor. Domnul să vă binecuvinteze, vă spunem bun venit, frate Denis, good to see you again. You're always welcome here, God bless you. De asemenea, cu noi în seara aceasta este sora Adriana Tătar din Canada, Kitchener. Domnul să vă binecuvinteze, ne bucurăm să fiți împreună cu noi. Ori de câte ori suntem în casa Domnului, ne bucurăm să fie împreună cu noi, frați din alte părți, îi primim cu bucurie. Aceasta este părtășia bisericii, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze întreaga adunare. Haideți să continuăm să ne închinăm Domnului.
were my only songs. I needed someone to come rescue me. Then mercy heard my plea. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me a real love, I thank you, Jesus. You washed my sins away. Oh, now I'm living like I'm forgiven. You came and set me free. And that's what your mercy did for me. You gave me beauty for my guilty sins. And now I'm living day to day by your grace. So excuse me if I can't contain my praise. Your mercy.
Slăvit să fie numele Domnului, amin. El veghează asupra noastră mereu, așa spune cântarea. Fratele George în această seară a vorbit despre atunci când îl întâlnim pe Dumnezeu sus pe munte. Și în timp ce vorbeam, gândeam ce bine se potrivește cu ceea ce vreau eu să spun în seara aceasta. Nu ne-am vorbit împreună. Aș vrea să vorbesc când îl întâlnești pe Domnul în adâncul văii. Pentru că oriunde ești în viața aceasta, poți să-L întâlnești pe Domnul. Câteodată ești în vârful muntelui și cum îl întâlnești pe Domnul în vârful muntelui, trebuie să urci mai sus. Și când ești în vale, cum îl întâlnești pe Domnul, trebuie să mergi mai adânc. În 2 Împărați, capitolul 3, găsim o întâmplare biblică foarte interesantă, pe care o cunoașteți. N-am să citesc pasajul, dar acolo să vă reamintesc puțin, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Și împăratul lui Israel merge la Iosafat, împăratul lui Iuda, ca să-i ceară ajutor și spune, haide și ne ajută. În pustia Edomului, Biblia ne spune că poporul rămâne fără apă 7 zile.
Nu știau ce să facă. Și atunci ei s-au vorbit între ei, imaginați-vă, ești în pustie, fără apă, 7 zile. Nu știi ce să faci. Și ei zic, n-aveți pe aici un proroc sau cineva pe care să întrebăm pe Domnul, că nu știm ce să facem. Mulțumim Domnului pentru toți prorocii din biserică, amin. Domnul să-i binecuvinteze. Și zice, 2 Împărați, capitolul 3, versetul 11. Iosafat a zis, ăsta e împăratul lui Iuda, nu este aici niciun proroc a Domnului prin care să putem întreba pe Domnul, că nu știm ce să facem. Și unul din slujitorii împăratului Israel a zis, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă în mâinile lui Ilie. Hai să mergem la prorocul Domnului să-l întrebăm ce să facem, că nu știm ce să facem. Ei merg la Elisei și întreabă pe Domnul ce să facă și ascultați ce le spune Elisei. Versetul 15, 2 Împărați 3 cu 15. Zice, aduceți-mi un cântăreț, mulțumim Domnul pentru toți cântăreții, Domnul să-i binecuvinteze. Și ascultați ce se întâmplă în timpul cântării. Zice, aduceți-mi un cântăreț cu harpa, versetul 15. Și pe când cânta cântărețul din harpă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt, și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi și turmele voastre și vitele voastre. Aș vrea să intitulez predica mea, sapă mai adânc. Sapă-ți groapa mai adânc, dacă vreți. Atunci când ești în vale, cum îl găsești pe Domnul? Trebuie să te adâncești mai mult. Atunci când ești pe munte, cum îl găsești pe Domnul? Trebuie să urci mai sus. El este un Dumnezeu care se descoperă atunci când omul iese din normal. Când te duci puțin mai departe, când te duci puțin mai sus, când te duci puțin mai jos. Frați și surori, viața este plină de gropi. Nu prea multe vârfuri de munți, dar multe văi, multe gropi. Poporul ăsta e fără apă de 7 zile în pustiu. Imaginați-vă, ăștia n-au băut apă 7 zile și sunt și în pustiu. Și cu toții știm că apa este o necesitate a vieții. Sunt mulți dintre dumneavoastră, poate frați mai chiar mai în vârstă, care chiar în timpul programului trebuie să ai sticluță cu apă cu tine, că ne trebuie apă. Oamenii ăștia de 7 zile n-au apă și sunt și în pustiu. Apa reprezintă viața. Și în seara aceasta, atunci când ne referim la apă, nu vorbim aici despre bani, despre averi, nu, ne referim la lucruri esențiale fără de care nu poți să trăiești. Când auzim despre apă aici, asta aveau nevoie oamenii aceștia. Apa necesită, apa reprezintă viața. Ce au făcut și ce a trebuit să facă oamenii aceștia ca să primească apă? Câteva lucruri importante care trebuie să le faci tu și trebuie să le fac eu ca să primim lucrurile esențiale cu care să trăim. În primul rând, au avut nevoie de credință. Apa necesită credință. Ca să primești lucrurile esențiale de care ai nevoie în viață, ai nevoie de credință. Water requires faith. Ca să primești apă, trebuie să ai credință. Acolo în vale și în pustiu, credința lor a fost încercată. Setea a încercat credința acestor oameni. Necesitatea, nevoia a încercat credința acestor oameni. Frați și surori, câteodată avem nevoie, știți de ce? Ne încearcă Domnul să vadă, mă, ai credință sau nu? Și a lăsat Domnul nevoia aia în viața ta. Neajunsul ăla, n-ai destui bani, n-ai destul, nu ai ceva, îți lipsește ceva.
Domnul îți încearcă credința. Primul lucru de care acești oameni au nevoie ca să primească apă care e necesară să trăiască este credința. 7 zile fără apă, sunt setoși, sunt obosiți, sunt slăbiți de putere, nu mai au putere, nu mai au energie, au nevoie de ajutor. Și Duhul lui Dumnezeu a venit peste prorocul Domnului și o taină a început să se descopere. Și Elisei a zis, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Și fără ca Dumnezeu să explice prea multe lucruri, pentru că câteodată Domnul nu-ți explică multe. Și mai ales când îți încearcă credința, nu stă la explicații cu tine, ci cere și la oamenii ăștia le cere, faceți groapă lângă groapă, fără ca să le explice prea multe. Le spune să facă gropi. Primul lucru care ai nevoie atunci când ai nevoie de apă, de necesitate pentru viață, este să crezi că ce a spus Domnul este ce trebuie să faci chiar dacă ce a spus Domnul nu face mare sens. Să faci gropi în pustiu nu face mare sens. Frați și surori, Dumnezeu onorează credința mai mult decât logica. Dumnezeu onorează credința, acum nu înseamnă că suntem oameni nebuni, dar Dumnezeu onorează credința mai mult decât logica. Și credința nu este nici logică, nici ilogică. Credința este teologică. Adică ce spune Biblia, aia este. Ce spune Dumnezeu, aia este. Faith is not logical, faith is not illogical, faith is theological. Ce spune Dumnezeu în cuvântul Său, aia este. Credința presupune că tu înțelegi că Dumnezeu știe mai bine decât tine. Credeți că Dumnezeu știe mai bine decât tine? Eu cred că Dumnezeu știe mai bine decât mine. Nu întotdeauna mă comport ca și cum cred că Dumnezeu știe mai bine decât mine. Zâmbiți că și dumneavoastră faceți la fel câteodată. Da. Am jucat odată șah cu cine. Eu nu sunt mare șahist. Eu cred că știu să joc șah, dar nu în ultima vreme nu mai am timp să... Dar, mai de mult jucam șah. Am jucat odată șah cu cineva. Nu știu dacă ai jucat șah cu cineva și ai pierdut și ți-ai dat seama că mutările tale au fost limitate și ăla cu care ai jucat știe mult mai bine, știe tabla mult mai bine ca tine. Am jucat odată cu unul foarte bun și mi-a zis așa, bă, fii atent, eu joc cu tine șah și fără niciun pion. Și acum o să râdeți de mine. M-a bătut fără niciun pion. Acum o să zic, bă, dar tu chiar că nu știi șah. Eu cred că știu puțin, nu sunt mare șahist, dar... Omul ăsta știa toate, nu numai că m-a bătut fără pioni. Mi-a zis, fii atent aici, din 6 mutări îți dau mat. Și m-am uitat pe tablă și am zis, cum să dea asta mat, măi, că e înconjurat, pioni, eu am ieșit cu pioni în față, domnule. Din 6 mutări am luat mat. Pentru că el avea o perspectivă mult mai largă decât mine. Și eu mă gândeam o mutare înainte. Hai, unde să mut eu calul ăsta? Hai, nu. O perspectivă mult mai largă. Știa toate mutările în față. Credința, frați și surori, se fundamentează pe priceperea lui Dumnezeu, nu pe priceperea noastră. Când înțelegi tu că Dumnezeu știe jocul mai bine ca tine, știe mutările mai bine ca tine, El știe toate mutările de la cap la coadă și limita noastră este limitată, logica noastră este limitată. De aceea Dumnezeu onorează credința mai mult decât logica. Moise a zis în Psalmul 90, versetul 2, ascultați ce zice despre Domnul, înainte ca să se fi născut munții și înainte să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Dar cum să mă pun eu cu din veșnicie în veșnicie? Eu am apărut și eu câțiva zeci de ani în urmă, deșteptul de mine și deșteptul de tine, din veșnicie în veșnicie. Tu ești Dumnezeu. Înainte să se facă munții și lumea, Tu ești, Tu ai fost.
Apostolul Pavel spunea, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Deci vin eu deștept și vin tu deștept cu ideile noastre. Logica noastră, Dumnezeu onorează credința mai mult decât logica. Credința nu este ilogică, ci este logică în perspectiva lui Dumnezeu. El înțelege altfel lucrurile. Am jucat odată șah cu cineva, iară zic de șah, că nu sunt mare șahist, dar a zis, fii atent. Și-a mutat regina acolo să iau regina. Și am zis, e sigur? Păi zic, eu vezi că ți-au regina dacă muți acolo. Zice, go right ahead. Și m-am tot uitat, mă zic, că stăm, pun eu capcană, man. Și tot m-am uitat, dar chiar n-are cum să facă nimic. I-am luat regina și în câteva mutări mi-a luat regele. O perspectivă mai largă. Dumnezeu onorează credința mai mult decât logica, Dumnezeu onorează credința mai mult decât lacrimile. Logica și lacrimile, credința e mai bună. Eu acum nu zic că există o rugăciune cu lacrimi când te rogi și Domnul te ascultă, dar Domnul ascultă rugăciunea cu credință. Și vă pot da aici exemple multe, le-am scris aici, nu o să le mai citesc. Există oameni care au plâns înaintea Domnului și Dumnezeu i-a ascultat, dar nu din cauza lacrimilor, ci din cauza credinței lor. Am aici multe exemple, unul dintre ele zice, a venit Matei 9:27, doi orbi vin la Domnul Iisus și zice, ai milă de noi, Iisus a atins de ochii lor, versetul 29, și zice, facă-vi se după, ce? Dar de ce nu zici facă-vi se după lacrimile voastre? Pentru că credința bate lacrimile. Lacrimile sunt bune și eu plâng mult, câteodată prea mult, câteodată nu mă pot... Na. Dar credința bate, credința bate logica, credința bate lacrimile. Matei 15:22, o femeie cananeancă vine la Domnul și zice, ai milă de mine, fiica mea e muncită de un duh rău. Și zice Iisus, o femeie, mare este credința ta. Nu zici, bă, ce tare ai plâns, nu o să știi că te rezolv. Nu, 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 mare este credința ta. Orbu Bartimeu, Marcu 10, stătea jos lângă drum, cerșea de milă, a auzit că vine Iisus, a început să strige, Doamne, ai milă de mine? Și zice, Domnul către el, zice, Marcu 10:52, Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Nu lacrimile tale. Și din nou spun, bine că plângem și bine că ne rugăm cu lacrimi. Dar credința bate logica, credința bate lacrimile. Țineți minte lucrul ăsta. Oamenii aceștia au nevoie de apă și doar credința va rezolva această problemă. Unele nevoi pe care le ai în viața ta nu le rezolvă nici logica și nici lacrimile, dar le rezolvă credința. Atunci când crezi, credința va da apă acestor oameni. Apa necesită credință, water requires faith. Ca să primești apă trebuie să ai credință. 2. Apa necesită lucru, water requires work. Oamenii ăștia sunt în valea aceasta, în pustiu ăsta, fără apă și Domnul le spune, ca să primeți apă trebuie să lucrați. Îmi spunea mama că era mic, băiatule, fii atent, cea mai grea lucru, cea mai grea muncă în lumea asta e lucru de sapă. Și zicea, du-te la școală să n-ajungi la sapă de lemn. Du-te, mă, să n-ajungi la sapă. Când mergeam la bunici și ne ducea la sapă, la cartofi și, ai, dar numai de sapă. Cine-i place sapa? Și la oamenii ăștia le spune, Domnul, vreți apă? Săpați. Lucrați. Păi, Doamne, dar nu îmi dai numai așa și... No. Vreți apă? Va trebui să săpați? Va trebui să lucrați? Știți ce a zis David? Știți David, nu? David era un om bogat. Știți ce a zis către fiul său Solomon? Vrei să ai avere? Lucrează. Uitați, 1 Cronici 28:20. Că putea să-i dea bani. Că David a avut bani.
De a zis, 1 Cronici 28:20. David a zis fiului său Solomon, întărește-te, îmbărbătează-te și ce? Lucrează. Lucrează. Vrei apă? Sapă. Vrei binecuvântare? Crede? Apa necesită credință, apa necesită lucru. Și-s destui oameni care așteaptă, Doamne, dă-mi. Lucrați, spune aici. Fac aici o paranteză, dragi părinți. Hai să ne învățăm copiii să lucreze. Niciun amin, eu trebuie să zic amin, că mi-ar place copiii mei, harnici mă, vin frunzele, hai la mătura de frunzi un pic. În fața casei, nu? Puți ceva. Nu dați cu banii după ei așa ușor. Proverbe 13:4, știți ce spune? Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cel harnic se satură. Vrei apă? Doamne, vrem apă! 7 zile n-am băut! Nimic! Vreți apă? Luați apa! Lucrați! Ioan Botezătorul spunea, eu vă botez cu apă, dar după mine vine unul care eu nu-s vrednic să-i deschid, să-i desfac și returile la papuci. Și știți ce a zis mai departe? Zice, ascultați, în Matei 3:12, zice, vorbește de Iisus, acela își are lopata în mână. Despre cine e vorba aici? Domnul Iisus. Pe cum adică Domnul Iisus cu chiar cu lopata în mână nu mi l-am imaginat niciodată pe Domnul Iisus, nu? Ți-l imaginezi cu Biblia în mână, nu? Nu, nu. Ioan zice, după mine vine altul, e mai bun ca mine, eu nu sunt vrednic. Acela își are lopata în mână, își va curăți aria. Iisus a știut acest principiu dumnezeiesc. Vrei recoltă, lucră. Vrei recoltă, ia lopata în mână. Lucrează. E foarte nepotrivit ca Dumnezeu să ceară acestor oameni după 7 zile de sete să le ceară să sape în pustie. Doamne, să fac gropi. Asta implică muncă fizică și nu este apă. Doamne, dacă îmi cereai asta 7 zile în urmă, când am băut apă, dacă îmi cereai când eram mai tânăr, dar chiar acum, Doamne, îmi ceri, eram mai tare atunci. Frați și surori, Domnul nu va face nimic până nu te vede cu lopata în mână. Și poate este cineva care nu agrează cu mine. Stai tu fără lopată și așteaptă. La oamenii ăștia, Domnul le cere, lucrați, vreți apă, lucrați. Și asta implică mult, că lucruri de multe feluri. Vorbim în primul rând de lucrarea în via Domnului, lucrarea care Domnul te cheamă să o faci la biserică. I'm not talking about your job, nu vorbim aici despre serviciul tău neapărat. Și acolo se aplică. Dar în special în lucrarea Domnului. Vrei binecuvântare? Ia lopata și sapă. I will not do anything until I see you dig. Nu o să fac nimic până nu te văd că sapi. Așa le-a spus Domnul ăștia. Apa necesită credință, water requires faith, apa necesită lucru, water requires work. 3. Apa necesită loc și spațiu. Water requires space. Mulți vrem ca Domnul să ne dea, Doamne, când o să-mi dai binecuvântare? Și Domnul zice, dar n-ai loc. Tu n-ai loc în inima ta de să faci loc. Să sapi o groapă înseamnă să creezi mai mult loc, să creezi mai mult spațiu. Domnul le-a zis, dacă faceți mai mult loc, eu îl voi umple. Și de multe ori zicem, Doamne, când vei trimite apă? Și Domnul zice, dar nu te-am văzut săpând. Și de multe ori zicem, Doamne, când vei trimite binecuvântare? Și Domnul zice, dar nu te-am văzut săpând, tu nu faci loc, tu nu mai vrei binecuvântare, unde să pun binecuvântarea? Și de multe ori zicem, Doamne, câtă apă vei trimite? Câtă groapă o să faci? Cât spațiu o să creezi? Cât loc o să faci în viața ta? Pentru că, frați și surori, Dumnezeu nu risipește, amin?
Dacă nu faci loc, el nu bagă că nu este loc și treci, curge peste. Și atunci oamenii ăștia trebuie să facă space, să facă loc, sapă. Vrei apă, dar unde să pun apă? Faceți gropi. Many times we ask the Lord, when will you send the blessings? And the Lord says, I didn't see you dig. How much water are you going to send? And God says, how much ditch you going to dig? Întotdeauna ți se va termina groapa înainte ca Dumnezeu să termine apa. Întotdeauna ți se va termina locul care l-ai creat tu înainte ca să se termine binecuvântarea Domnului. You will always run out of ditch before God runs out of water. Întotdeauna vei avea atâta cât sapi. You're gonna have as much water as you dig. Dacă vei săpa o groapă mică, vei avea apă mică. Dacă vei săpa o groapă mare, adâncă, vei avea apă adâncă. If your ditch is shallow, your water will be shallow. If your ditch is deep, your water will be deep. Domnul o să pună atâta cât sapi, atâta cât loc este. Și din nou spun, Doamne, când îmi dai și mie? Păi, dar unde să-ți dea Domnul că tu n-ai loc? În inima ta sunt atâtea lucruri, dar unde să mai pună Domnul? Fă loc, creează spațiu, creează capacitate, create space. Domnul zice, te voi binecuvânta în conformitate cu, numărul 1, credința ta. Numărul 2, te voi binecuvânta în conformitate cu lucrul tău. Whatever you dig, I'm gonna fill. De aia fac aici o paranteză. Frați și surori, gelozia nu face niciun sens. Că deodată te uiți la altul și zici, dar Doamne, dar cum i-ai dat la mai mult ca mie? Poate a săpat mai mult ca tine. Poate a lucrat mai mult ca tine. Poate a crezut mai mult ca tine. Hello! Că e ușor să zic, dar păi Doamne, dar unde am fost eu că l-ai binecuvântat pe el? Poate s-a rugat mai mult ca tine, poate a mers mai adânc. Doamne, dar cum de apa mea ai numai atâta? Păi da, tu atâta te-ai dus. Cum să pună Domnul mai mult? În ce să pună? So, Domnul zice, te voi binecuvânta în conformitate cu credința ta, 2, cu lucrul tău și 3, cu capacitatea ta. Your capacity. Domnul zice, cât voi răspunde la nevoia ta, depinde de tine. How much I respond to you is up to you. Domnul binecuvântează întotdeauna în raport cu nivelul capacității. Pentru că tot ce trece peste capacitatea ta se risipește și Domnul, încă o dată spun, nu risipește. Și ca să-ți dea Domnul mai mult, trebuie să sap mai mult. Și ca să ai apă mai adâncă, trebuie să sap mai adânc. Dacă nu poți duce mai mult, nu vei primi mai mult. There's a level to which you can receive. Anything more than you can receive is going to be wasted. And God will only give you as much as you can handle. He will not give you more, because if he gives you more than you can handle, it will be wasted. If he gives you more than you can handle, you will blow up. So God doesn't want you to blow up. So he says, you create this much space, it's okay, I'm going to give you this much. If he gives you more, you're going to explode. You know what I'm saying here. Atâta primim cât loc facem, fraților. Atâta primim câtă credință avem. Atâta primim cât de mult lucrăm. Atâta se umple cu apă cât de adânc e groapa. Locul care l-ai creat. Nu vorbim aici de gropi în pământ, vorbim simbolic. Inima ta, cât loc faci acolo pentru Domnul, atât îți dă. Nu poate mai mult. O femeie văduvă odată a rămas fără mâncare. Prorocul Domnului a venit la ea și a zis, Domnul să-ți dea ulei ca să poți vinde ulei. Și a zis, du-te împrumută vase de la vecinii tăi.
Dar cât ulei va turna Domnul? Și cât ulei va da Domnul? Știi cât? Cât loc va crea această văduvă. Doamne, dar cât o să-mi dai? Întreb tu, dar Domnul zice, dar câte vase o să aduci? Și atât o să-ți dea, cât spațiu crezi tu? Și atâta timp cât a fost loc, Dumnezeu a turnat ulei. Amin. Atâta timp cât a fost loc, Dumnezeu a turnat binecuvântarea. Și ce s-a oprit prima dată? Ce s-a umplut locul? Când n-a mai fost loc, după aia s-a oprit binecuvântarea. Dumnezeu, dacă mai aducea încă o oală de 10 litri, și pe aia a umplat Domnul, dar n-a mai avut. Și a zis Domnul, acum nu mai am unde să pun. Și eu nu risipesc. Locul creat despre care noi vorbim aici este inima ta, sufletul tău. Și există oameni, frați și surori, există oameni care au sete și acolo toarnă Domnul apă. Există oameni flămânzi și acolo dă Domnul mâncare. Că dacă eu sunt plin și numai ce am mâncat altceva, ce să mai vin? Când ți-e stomacul plin, ce să mai mănânci? Pune în fața mea ce vrei. Poate gust un pic, da. Dar nu așa de gust, mai ales eu, nu? Dar nu, unde, că nu mai intră, unde să mai pun? Risipești mâncarea. Creează loc. Și atâta ne plină inima și mintea și sufletul de toate garbiciurile din lumea asta și zice, Doamne, nu mai îmi dai, ce să-ți deie, Domnul, și unde să-l pună? Mere la altul că l-ai mai flămând. Mere la altul că l-ai mai gol. Mere la altul că l-ai mai însetat. Cum devin doi oameni la aceeași biserică și la același program și unul merge acasă umplut și unul merge acasă și zice, bă, ce boring a fost. Știi cum? Unul a fost flămând și unul a fost plină viața cu tăte, nu mai avea loc să pună nimic. Cum de doi copii în aceeași familie, unul crește într-un fel și unul altul, aceleași condiții, unul a fost flămând și însetat după lucrurile Dumnezeu și altul nu, și-a umplut capul și inima cu garbiciuri. Și nu mai este loc, dacă nu mai este loc, nu mai poți să pui nimic. Creează loc, sapă mai adânc. Avem un Dumnezeu care răspunde la credință. Avem un Dumnezeu care răspunde la lucru. Și avem un Dumnezeu care răspunde la capacitate. Un alt lucru despre credință. Pustia Edomului despre care este vorba aici, să fim foarte atenți. Pustia Edomului era de fapt o vale. Pe acolo era mai jos decât nivelul normal. Pe acolo de mult obișnuia să treacă o apă. Deci unde erau copiii lui Israel aici, era o vale. Și valea asta era deja joasă. There was a valley here and the valley was already low. Și să sapi grop într-o vale înseamnă să sapi o groapă într-o groapă. Tu deja ești în groapă. Tu deja ești în vale. Și Domnul zice, mergeți puțin mai adânc. Elisei a zis, săpați gropi în groapa în care sunteți. Ce înseamnă asta? Sunteți într-o vale joasă, dar nu sunteți destul de jos, trebuie să mergi mai adânc. Că mulți dintre noi, frați și surori, credem că deja suntem destul de adânc și de adânci în lucrările Domnului. Și Domnul zice, nu, vrei binecuvântare? Trebuie să mergi mai jos. Și se spune aici, vrei binecuvântare? Trebuie să mergi mai sus. Du-te un pic mai departe. Du-te un pic mai adânc. Du-te un pic mai sus. Valea aceasta în care erau ei reprezintă adâncimea naturală care nu a fost săpată de tine. Valea asta în care erau ei erau jos, dar valea n-au săpat-o ei. Au săpat-o râul. Și acum Domnul zice, nu, acum tu trebuie să mergi mai adânc. Și ai zice, Doamne, deja sunt la o înălțime destul de jos. Nu, Domnul zice, du-te mai adânc. Du-te mai adânc. Adâncește-te mai mult în Scripturi. Adâncește-te mai mult. Du-te mai adânc. Iubiții mei, în seara aceasta nu vorbim aici doar despre o întâmplare din Biblie. Poate ești într-o vale joasă acum, poate ești obosit, poate ești însetat,
Dumnezeu își cere să mergi mai adânc. Mai adânc în rugăciune, mai adânc în post. Dacă vrei să vezi apă, mai multă credință. Dacă vrei să vezi apă, mai multă sapă. Mai mult lucru, creezi mai mult space, creează loc, capacitate, spațiu, ca să aibă Domnul unde pune. Mai fac aici o paranteză. Elisei le-a zis lor să sape groapa, dar nu a săpat el gropile pentru ei. Că de multe ori vrei să sape prorocul groapa ta. Nu vă gândiți la altceva, știți la ce mă refer aici. Elisei n-a săpat pentru nimeni. Tu trebuie să mergi mai adânc, nu prorocul. Tu trebuie să mergi mai adânc, nu păstorul. Păstorul trebuie să meargă și el mai adânc pentru el, sapă groapa lui. Știu cât de bine sună asta, înțelegeți ce vreau să spun. El merge mai adânc pentru el. Și el vine și venim în fața lucrătorii Domnului și încercăm să spunem fraților ce ne descoperă Domnul, dar tu trebuie să mergi mai adânc. Elisei n-a luat lopată, hai că vă sap eu niște gropi aici. Nu, nu, nu. Voi săpați groapă lângă groapă, vreți apă, săpați. Nu sapă Elisei aici nicio groapă. Prorocul doar a dat cuvântul și fiecare din ei și-au săpat gropile lor. Și câtă apă au săpat pentru ei, atât au avut. Dacă vrei o minune de la Dumnezeu în seara aceasta, trebuie să mergi mai adânc. Lucrurile de suprafață și de sus, la nivelul unde e toată lumea, acolo nu-s. Câteodată Domnul face minuni și acolo. Dar când mergi mai adânc, acolo dă Dumnezeu apă. Adâncimea este importantă. Dumnezeu vrea să ai mai mult, dar nu va lucra El în locul tău. Păstorul nu va lucra El în locul tău, prorocul nu va săpa El în locul tău. Tu trebuie să faci lucrul acesta. Părintele nu va săpa. Ați văzut vreodată părinți care vor mai mult pentru copiii lor decât copiii vor pentru ei? Eu, tată, și eu vreau, mă, dar dacă ăsta nu vrea. Și tu te chinui, mă, aș vrea să iasă, mă, om din tine, mă, dar el nu vrea, el toată ziua, dată, mă, cu astea, na. Știți ce greu e lucrul ăsta? Ca tată și ca mamă, că știți care sunteți părinți. You want more for your kid than he wants for himself. And you try your best, te străduiești, mă, nu mai știu ce să fac cu el. Dar tu nu poți săpa pentru el, dacă el nu vrea. Prorocul nu poate săpa el pentru tine. Prorocul a spus cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Acum tu trebuie să crezi, tu trebuie să sapi, tu trebuie să-ți faci loc în viața ta, ca să vină apa, binecuvântarea. Un alt lucru interesant, ultimul lucru. Versetul 16, ascultați ce zice aici. Și a zis, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, gropă lângă gropă. Versetul 17, ascultați, extraordinar de interesant, zice, căci așa vorbește Domnul, nu fiți atenți, nu veți vedea nici vânt, nu veți vedea nici ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea toți, voi și turmele voastre și vitele voastre. Zice aici Elisei, fiți atenți, când o să săpați gropile, nu veți vedea vânt. Ce face vântul? Vântul aduce norii, nu? Și norii aduce ce? Norii aduce ploaia. Apoi, Doamne, dacă tot îmi spui să sap gropi, măcar lasă să fie vânt. Men, așa au fost o liniște, nu sufla niciun vânt, nimic. Și ăștia las apă, în pustie, în vale, mai jos. Păi, cum să nu vedem vânt? Doamne, trimite un vânt să vină ceva în nori, nu? Zice, săpați, dar nu veți vedea vânt. Și zice, când veți săpa gropile voastre, nu veți vedea vânt. Și doi, nu veți vedea ploaie. Păi stai puțin, Doamne, păi eu am crezut că dacă sap, tu n-ai ploaie, nu? Vântul și vântul aduce nori și nori aduce... Nu, zice, nu, nu o să vedeți nici vânt și nu o să vedeți nici ploaie.
It won't look like it's about to happen. N-o să se vadă ca și cum că o să se întâmple. Adică credința. Adică tu sap, dar nu este nici vânt și știi că ți-o promis Domnul că nu vine nici ploaia. Păi Doamne, dar păi cum? Cum? There will be no wind, there will be no rain. Și cum să vină apă fără vânt și fără ploaie? Dumnezeu a zis, ce voi face pentru voi n-are să vină în mod natural, așa cum vine de obicei. O să vină în mod supranatural. Și aici e credința. Că toți ne uităm în sus, bă, trebuie să vină vântul, ploaia, să se umple groapa, nu că am săpat. O, zice Domnul, nu o să vezi nici vântul și nici ploaie. Dar tu tot sapi, tu tot crezi, tu tot lucrezi, tu tot creezi spațiu. Tu-ți faci geabul tău și Dumnezeu lasă să și-l facă pe el, să și-l facă geabul lui așa cum el îl face. Doamne, dar eu știu că tu de obicei trimiți ploaia de sus în jos. Nu știu cum s-au umplat gropile alea cu apă, că zice că s-au umplut cu apă. Dar cum că n-a fost nici vânt și nici ploaie? Mă gândesc că, nu scrie aici, m-am gândit eu, men, au săpat atâta de adânc că a venit apa de jos în sus. Că zice că nu a venit de sus în jos. Și cum vine apa? Păi apa vine când suflă vântul, vine norii și vine ploaia. Asta e naturalul. Doamne, aștept natural. Eu mi-am făcut partea, nu acum tu dăm naturalul. Domnul zice, nu, n-o să vezi nici vânt, n-o să vezi nici ploaie, dar eu o să-mi împlinesc promisiunea că-s Dumnezeu. Și-a făcut-o. Și s-au umplat gropile cu apă. Dar n-a fost natural, ci supranatural. Știți ce e supranaturalul? Eu fac naturalul și Dumnezeu face supra. Aleluia! I do the natural, he does the supra. Eu fac naturalul, eu fac ce atârnă de mine, eu sap groapa, eu creez spațiu. Și Domnul zice, n-o să vină cum vine de obicei. Că mulți ne așteptăm și încă îi dăm noi rețeta, Doamne, vreau așa și așa, eu cam așa mă aștept să lucre Domnul. Oh, păi câteodată Domnul face pe ăsta așteptările tale. Zice Domnul, nu, tu sapă groapa, tu crede ce-o zis prorocul? Tu sapă groapa, tu lucrează, tu creează spațiu, atâta spațiu cât crezi tu, atâta o să dau. Atâta credință cât o să ai, atâta o să dau. De aia nu vă uitați unul la altul că ăla zice are mai mult. A creat mai mult spațiu. A avut mai multă credință. Și din nou, nu vorbim aici numai de bani, vorbim de lucrurile esențiale ale vieții și lucrurile de care ai nevoie în viață și în lucrarea Domnului. Se poate că au săpat atât de adânc până a izvorât apă din pământ. N-a fost ploaie, n-a fost vânt, dar totuși valea aceea s-a umplut cu apă. Și apa n-a venit în mod natural, cum vine ea de obicei, ci Domnul a făcut-o supranatural. Fratele George spunea mai devreme, și-aș dori dacă poate să vină cântăreții și să ne pregătim să cântăm înainte să închidem. Fratele George spunea mai devreme când vorbea despre urcatul pe munte, când urci sus pe munte și nu-i voi să te uiți în jos. Dacă te uiți în jos, îi bai. Dar, bă, vă întreb eu acum, când ești în groapă, unde e cel mai bine să te uiți când ești într-o groapă? Dacă te uiți în jos, hai că zici că de pe munte te uiți, nici de pe munte nu-i bine să te uiți în jos. Dar rămite de în groapă. Când ești în groapa, în valea care ești, Domnul spune, du-te mai adânc, crede mai mult, du-te mai adânc, du-te mai adânc, lucrează mai mult. Fă-ți partea ta mai mult, crede mai mult, creează mai mult spațiu. Nu te uita în jos. Cel mai bun loc înspre care te poți uita, din vale, din groapă, poate ești într-o vale în seara asta, cel mai bun loc privește în sus. De acolo vine izbăvirea. Izbăvirea a venit de sus în jos, dar și de jos în sus. Că zice că n-a venit ploaia. Vedeți, binecuvântarea aici a fost ploaia. Ea a venit din cer, de la Dumnezeu, de sus în jos, dar natural a venit de jos în sus. Domnul te poate binecuvânta și poate rezolva problema ta, nici nu-ți dai seama cum. Haideți să ne facem partea noastră, să fim oameni, de aia e important să fim credincioși, fraților.
De-aia vin la biserică să mi se mărească credința. Ucenicii au zis, Doamne, mărește-ne credința. Păi cum ți se mărește credința? Credința vine în urma ce? Auzirii. Am venit la biserică și astăzi am auzit cuvântul Domnului. Credința mea s-a mărit puțin. Am venit aici împreună cu frații, surorile, ne-am rugat. Credința s-a mărit puțin, nu se mărește așa de la sine. Crede în groapa în care ești. Du-te mai adânc în scripturi, în rugăciune, în credință. Fă-ți jobul tău. Ia lopata în mână. Lucrarea la care te-a chemat Domnul. Și Domnul îți va da cele necesare. Apa de care ai nevoie ca să trăiești. Zice, hai să ne ridicăm în picioare. Zice aici, în timp ce cântau cântăreții, a prorocit Elisei. Muzica a creat atmosfera în care a prorocit Elisei. Și în timpul muzicii a venit revelația din partea Domnului. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze când ne rugăm, când cântăm, când ascultăm cuvântul Domnului. Muzica a făcut ca duhurile necurate să fugă la Saul. Țineți minte, când îți deschizi inima și cânți prin credință. Haideți să facem lucrul acesta, să cântăm această cântare acum la sfârșit și apoi ne vom ruga Domnului la încheiere. Cântăm împreună. Destinul tău este să știi când ești căzut să te ridici. Destinul tău l-a scris cândva Iisus. Yeah.
Slăvit să fie Domnul pentru planul pe care l-are pentru noi, pentru fiecare, să ne ducă într-o zi în împărăția Lui. În această rugăciune de mulțumire, haideți să aducem înaintea Domnului încă o dată. Familia Neamț, sora Corina împreună cu copiii sunt aici în biserică, fratele Daniel, mâine dimineață va avea un interviu la ambasadă din România. Ne rugăm ca Domnul să fie alături de el, să-i dea har, să trimită îngerul său să lucreze, să fie acolo cu el. Pentru toți ceilalți care aveți o cauză specială în mâna Domnului, printr-o ridicare de mână, facem lucrul acesta. Domnul poate să lucreze seara aceasta, în săptămâna aceasta. Haideți să ne rugăm cu credință și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, așa cum stăm în picioare, ne rugăm. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile pentru câteva momente înainte să ne despărțim. Am avut o zi binecuvântată astăzi în casa Domnului, apreciem faptul că ați venit la casa Domnului. Ne rugăm ca Domnul să vă însoțească în săptămâna care vine, la lucru, la școală, oriunde veți merge. Pentru săptămâna care vine, așa cum am anunțat, programul deja îl cunoașteți, vă dorim un Thanksgiving minunat împreună cu cei dragi. Din nou, haideți să nu uităm să ne rugăm acolo unde mergem, să facem o rugăciune împreună cu familia, să mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările. Cei care veți fi în călătorie, ne rugăm protecția Domnului peste dumneavoastră. Cei care sunt în călătorie astăzi, de la Detroit înapoi, Domnul să-i păzească, cei care vin de la nuntă, pentru toți care veți pleca și veți veni, Domnul să vă călăuzească acum. Vă încredințăm în brațul Domnului, Domnul să fie cu dumneavoastră în tot ce faceți, adunarea este liberă.